Say what they want, shouldn't care, so we don't. Should we just let it flow and let the weekend hold us? They don't own us. At the end of the night, ain't wrong if we're right. As we're losing our sight, we let the... Salut, băieți! Astăzi o să vă învăț cum se pune angelizer la domnul. La domnul, exact. La o serie A3, un model E46. Toate modelele. Este un model fără lupă. Tocmai ce mi s-a ars mie becurile, așa că o să le înlocuiesc. Am dat comandă pe ele. În Buzău nu se găsește nici baterie pentru microfon, nu am găsit. Foarte greu am găsit. Și am luat niște angeluri CCFL. Uitați aici, care se văd și ziua. Și gata. Acum o să desfacem de aici plasticul acesta, protector. Se scoate foarte ușor, doar să aveți mare grijă cum se desface, să nu rupeți piciorușile astea care sunt aici. O să vedeți astea. Să trageți cu grijă. Mașina fiind veche, din 2003, s-ar putea să mai fărâme. Și o să încerc să le trag cu grijă. Apoi avem plasticurile acestea. Ăsta, 1, 2, 3. Mai e pe sub la protecția asta. Și asta trebuie să o desfacem cu mare, mare grijă. Deci, și tragem ușor. După cum vedeți, nu am rupt nimic. Astea sunt întregi. Și ăsta la fel. Deci, cu mare grijă trebuie să desfacem. Astea se trag foarte ușor așa în sus. Bam. 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 Se pare că avem și una pe lateral, da? Asta. Astea de desubt cer o mai multă, cer o atenție sporită, pentru că s-ar putea să le rupem, așa că cu grijă ar trebui. Grijă care am eu nu se mai poate. După cum vedeți, eu folosesc o șurubență de asta așa intrusă. Nebunie de asta. Și aici undeva arte cu degetul este un șurum. Îl desfacem și pe ăsta, dar nu de tot, ca să scoatem semnalizarea, să avem spațiu mai mult să scoatem. După cum vedeți aici, aici avem și partea electrică, lufa de conectivitate, dar trebuie să o tragem cu forță și cu atenție și partea asta. Și am scos și semnalizare. O pune și pe asta de o parte. Acum putem scoate asta. Don't you guess if we don't, should we just let it go and let the weekend hold us? They don't own us. At the end of the night, ain't wrong if we're right.
gata și cu sticla. Bine, plastic de fapt. Mai avem protecția aceasta, care se scoate și pe aceasta, tot așa. Clipsuri sunt introduse, tragem ușor pe asta. Am scos o regulă și pe aceasta, fără să o rupe. Și acum partea de conectivitate. Angelizerul se gustat foarte ușor. Vreau să trag așa. Primul și al doilea. Uitați-vă. Ars. Ars. Acum demontarea firelor de aici. Și la mine sunt introduse altfel aici. Nu e mare greutate, dar vă zic imediat. Trebuie să îndepărtăm clipsurile astea de la angeluri. Bam. Bam. Și să tragem angelurile afară pe aici. O să văd cum este. Să n-am vreo surpriză. Are o găurică aici. Se trag ușor pe din afară. Și voilà. Am scos. Dau zoom out un pic. Aici. Astea sunt cele arse, ia uitați. Asta e ok. Asta e praf. Angelurile înfipte prin drosărul ăsta. Și ăsta a fost împușcat aici, deci egal cu zero. Ăsta e cel nou. Le testez înainte de a le, monta, să vedem s-a prins sau nu. Le pun și aici, să le vedeți și voi. Dacă s-a prins sau nu. Deci, după cum vedeți, funcționează, s-au aprins. Acum că am văzut că funcționează, am să le desfac de aici, din montură, din clipsurile acestea. Și pe acesta. O să vă arăt ulterior când le bag.